Salutare, salutare, dragilor! Sper că sunteți bine! Astăzi o să vorbim puțin iarăși despre All Money Aesthetics, pentru că am abordat subiectul ăsta acum în câteva săptămâni. Am făcut un clip în care vorbeam despre nou trend care se anunță a fi acest All Money Aesthetics și am zis să dezvoltăm puțin și să vedem cum putem să ajungem la acel aspect de All Money, să arătăm ca și cum am avea bani, ca și cum am venit dintr-o familie din asta bogată, cu istorie și așa mai departe. Acum, înainte de a discuta despre lucrurile practice pe care le putem face, hai să povestim puțin despre câteva lucruri care au reieșit din discuțiile de la acel clip. Și anume că ăsta nu este un trend cu old money și sunt perfect de acord cu voi că nu este un trend și că, de fapt, ideea asta de old money trebuie să vină pe fondul unui concept istoric, și anume că trebuie să faci parte dintr-o familie veche, cu istorie și așa mai departe. Eu sunt de acord cu voi și știu și am mai discutat treburile astea și în vloguri și așa mai departe, dar dacă unii care până acum erau nebuniți după ce face Kim Kardashian, Beyoncé, Cardi B și așa mai departe, toată suita asta care ne îndreptau către o zonă foarte cocălărească și foarte cheap, vor să creadă că ăsta este un trend, eu sunt fericită să-i las să creadă că e un trend. Da? Dacă ei vor să creadă că ăsta e trend, lăsați-i să creadă asta. Lăsați-i măcar ca de la aspectul ăla de Cardi B și Kim Kardashian să se mai rafineze puțin lucrurile. Da? Dacă pe ei asta îi face să fericiți, lăsați-i în pace. Și adevărat că oamenii care au istorie, vin din familiile astea istorice, în general formează o elită intelectuală cu precădere și că noi nu mai avem în România așa ceva, dar asta nu înseamnă că nu o putem crea din nou, da? Nu înseamnă că nu putem să ne recreăm o elită intelectuală. Noi avem impresia că dacă comuniștii au venit și au ras tot, ceea ce este adevărat, și au ucis toată elita intelectuală și că noi suntem acum într-o groapă de cocălărisme și manelisme și isme, nu avem scăpare. Ba da, dar scăparea asta înseamnă educație și rafinament și bun simț. Și din punctul meu de vedere, dacă vrem să aderăm la acest trend de old money aesthetics, astea sunt cuvintele de bază. Educație, rafinament, bun simț. Astea sunt în primul rând cuvintele de bază, da? Și cam asta definește și stilul lor vestimentar și nu numai. Pentru că este foarte important să știi cum să te îmbraci, dar la fel de important este să știi și cum să te porți cu oamenii, cum să vorbești cu ei, cum să te comporți în societate și așa mai departe. N-ajunge doar să pui o haină bine croită pe tine. N-ajunge doar să pui un brand anume pe tine. Bun. Și acum că am stabilit toate aceste elemente organizatorice, să spunem, de bază, de fond, hai să vedem câteva lucruri pe care oamenii ăștia care au acest aspect de old money, ce mă distrează, formularea asta, hai să vedem care sunt acele elemente principale, că sunt ele mai multe elemente, dar care sunt acele elemente. Și o să încep de la un aspect general, și anume cleanliness, adică au aspectul la curat. Da? Niciodată nu o să vedeți o persoană din familiile astea că iese cu părul nespălat în stradă. Nu stă nici măcar acasă cu părul nespălat. N-ar aminte să iasă pe stradă cu el. Nu o să o vedeți ieșind cu cocul în vârful capului cu părul nespălat. Nu o să le vedeți niciodată cu hainele boțite, necălcate și plin de pete sau mirosind la transpirație. Nu o să vedeți astfel de persoane niciodată cu unghiile crescute de 1,5 cm, că și le fac la 8 săptămâni. Niciodată. Deci, în primul și în primul rând, din perspectiva mea, este foarte important acest aspect curat. Pentru că primul lucru care îți atrage atenția la oamenii ăștia este că au un aspect imaculat, curat. Au hainele călcate, chiar dacă nu scrie nimic pe ele, nu scrie un brand, nu scrie nimic pe ele. Au hainele foarte curate și călcate. Ori noi am cam uitat treaba asta și mai ales de la materialele de tip Kim Kardashian, s-a neglijat complet treaba asta, da? La fel, în ce privește unghiile, manicura, barba în cazul bărbaților, ori sunt rași în fiecare zi perfect, ori dacă au barbă, este întreținută frumos.
Tunsoarea la fel, bărbații sunt tunși regulat, se tund regulat, femeile la fel, au părul, nu neapărat coafat tot timpul, că poate nu este coafat în fiecare zi, dar au o tunsoare care le avantajează și care le ajută să pară coafate chiar și în zilele în care nu se coafează. Că de-aia vă zic eu, de mult timp vă spun chestiile astea, că tot ce o să discutăm în clipul ăsta nu sunt chestii noi, eu vi le-am mai zis de ani de zile pe canalul meu. Dar acum sunt la modă. Până acum erau antitrend, erau împotriva curentului, acum sunt la mod și le reluăm. Nu e nicio problemă, bine, și așa, important e să fie. Deci, femeile nu trebuie neapărat să se coafeze în fiecare zi, că poate sunt zile în care n-au nevoie, dar trebuie să aibă o tunsoare potrivită pentru forma feței lor, pentru fizionomia lor și așa mai departe. Și tunsoarea aia să le facă să pară că sunt coafate tot timpul. Da? Poate ele au stat numai să dea cu peria prin păr dimineața și atât. Dar este suficient. Dacă tunsoarea este bună, este potrivită pentru tine, este suficient. Mai bine o tunsoare simplă care să-ți avantajeze stilul de viață, programul și fizionomia, decât o tunsoare alambicată pentru care trebuie să stai câte 4 ore dimineața să o aranjezi. Că nu avem timp 4 ore dimineața să aranjăm, în fiecare dimineață să aranjăm tunsoarea, că de-aia ne trezim cu atâtea cuiburi din alea de ciori în cap. Și apropo de asta, un aspect sau un mit legat de oamenii ăștia care provin din zona asta cu old money aesthetics este că ei nu muncesc și că normal că au timp să arate așa impecabil, că ei nu muncesc. Nu e adevărat. Sunt mulți dintre ei care muncesc foarte mult. Și de-aia pentru ei, aspectul practic al lucrurilor este mai important decât trendurile în sine sau ce e la modă. Apoi, punctul numărul 2. Pentru ei nu există trenduri. De ce? Pentru că, în primul rând, nu au de demonstrat nimic nimănui. Trendurile au fost inventate de mass market pentru a te face să cumperi și pentru a te face pentru a-ți da impresia că ești o persoană nouă în fiecare an. Dar nu e adevărat, da? Tu ești același om, schimbările vin din altă parte și ei nu au de demonstrat nimic nimănui, nici câți bani au, nici dacă au bani, nici că schimbă hainele, nimic. Da? Ei se poziționează deasupra trendurilor tocmai pentru că nu au nevoie de ele, pentru că știu foarte bine ce își permit, cât își permit și așa mai departe. În caz că vedeți anumite chestii și îmi vine acum în minte Kate Middleton cu niște lucruri care s-au întâmplat acum până în lansarea Barbie cu rozul ei, cu nu știu ce, astea sunt pur chestii de marketing. La nivelul ei, în ce o privește pe ea, sunt chestii strict de marketing acolo. Trebuie să facă publicitate, trebuie să-și atragă niște publicitate, da? Prin urmare, nu trebuie să o priviți pe ea neapărat ca etalon. Vorbim strict de oamenii care n-au neapărat acces la public, la publicitate și care n-au nevoie de chestia asta, nu interesează trendurile. Ei au niște lucruri predefinite, foarte bune, foarte bine stabilite și atât. Apoi, următorul punct este, v-ați prins, nu interesează brandurile sau logourile, afișarea de loguri. Nu există, din contră, se țin la distanță de tot ce înseamnă logo. Pentru că nu au nevoie de asta. Este exact a ceea ce spunea Karl Lagerfeld, în momentul în care porți un logo, îi faci reclamă gratuită unui brand. Și ei n-au nevoie să facă reclamă gratuită, din contră, dacă vrea cineva să se asocieze cu ei, trebuie să plătească mult, dar nu îi interesează, pentru că ei sunt peste nivelul. Ei sunt peste toate brandurile astea, în general, mari, și nu îi interesează. N-au nevoie să își pună un Chanel, un Dior, un Louis Vuitton și așa mai departe. Ei nu sunt interesați de aspectul ăsta. Cei care sunt interesați de logo-uri și de aspectul ăsta sunt oamenii săraci, care vor să demonstreze că ei au bani. Pe când oamenii ăștia din old money aesthetics vin cu moștenire de bani, vin cu o moștenire de tradiție, vin cu o moștenire de educație și știu că n-au nevoie să demonstreze nimănui că au sau n-au bani. Poate mulți dintre ei nici nu mai au bani, da? Poate averile lor alea colosale la care se face referire au fost vândute și jucate la cărți de mult timp. Dar ei au educația aia prin care nu trebuie să demonstreze nimănui câți bani au sau n-au. Gândiți-vă foarte bine că banii în general sunt un subiect tabu și foarte personal. Sunt un subiect al familiei cel mult, da? Nu se discută banii în exterior. Prin urmare, de ce și-ar pune niște logo-uri pe ei sau pe accesoriile lor ca să demonstreze cuiva că au bani? Nu, în general ei se clasează deasupra brandurilor ăstora cu logo-ul și atunci nu au nevoie să
foarte logo-uri. Apoi, în ce privește fashion-ul, direcția este foarte simplă și foarte clară. Ce merge foarte bine pe Allman Aesthetics sunt liniile clasice. De ce? Pentru că de-aia sunt clasice, fiindcă vin bine în general oamenilor și de-aia sunt atemporale, nu sunt trendy. Da? Liniile alea clasice vor supraviețui, supraviețuiesc de când au fost inventate și vor supraviețui până la sfârșitul veacului. Da? Și vorbesc aici de rochia aia în formă de A, vorbesc aici de un pantalon pană, vorbesc aici de un stiletto clasic, vorbesc aici de un trench și așa mai departe. Lucrurile alea clasice, care nu se demodează niciodată, care se încadrează în orice trend și alea sunt investiții și pe ani de zile, în momentul în care le iei. De aia, pentru ei este mai importantă calitatea, croiala, decât cantitatea. Și o să ziceți, da, bine, bine, da, aici putem să ajungem într-o zonă foarte plictisitoare. Nu, pentru că și liniile astea clasice sunt adaptate stilului tău și iarăși sunt adaptate tipologiei de corp pe care o ai. Da? Trebuie să știi foarte bine tipologia de corp, fiindcă următorul aspect foarte important este că oamenii ăștia se îmbracă pentru corpul lor, iar hainele sunt făcute să pară că sunt turnate pe ei. Da? Sunt turnate pe corpul lor. Arată bine pe ei și atât. Nu sunt nici prea strâmte, aviz amatorilor de Kim Kardashian și Cardi B, nu sunt nici prea largi. Da? Sunt pur și simplu făcute și turnate pe ei. Sunt ceea ce numește americanul fitted. Da? Adică îți vine pe corp și îți scoate în evidență corpul acolo unde trebuie. Că de-aia spun că este foarte important să-ți cunoști tipologia de corp, formele și așa mai departe și ce ți se potrivește pentru corpul tău. Iarăși este o discuție foarte largă aici legată de culori, pentru că în ultimii ani au fost foarte mulți influenceri care au vrut să dea impresia de Allman Aesthetics și au mers către culori din astea neutre, cum ar fi beju, griu, grejul, negru, alb, cremu și așa mai departe, bleu poate câteodată și așa mai departe, genul ăsta de nuanțe foarte temperate. Este adevărat că oamenii ăștia în general sunt temperați în alegerea vestimentară pentru că n-au nevoie să transmită un mesaj prin hainele lor. Da? Înțelegeți odată pentru totdeauna că felul în care te comporți, felul în care te îmbraci, felul în care vorbești, spun niște lucruri despre tine. Toate elementele astea spun lucruri despre tine, spun o poveste despre tine. Oamenii care se îmbracă un popoțonat, cu multe accesorii, cu multe chestii, cu multe alambicături, încearcă să atragă atenția. Ori oamenii ăștia n-au nevoie să atragă atenția. În general, primesc atenție atât cât e nevoie și nu au nevoie să atragă mai multă atenție. Da? De aia, da, este adevărat că au tendința să se ducă către culori ceva mai temperate sau către ținute monocrome, care știu că în România sunt urâte, în afară de o ținută all black, totul este urât în România în ceea ce privește ținutele monocrome, ceea ce mi se pare o prostie, pentru că ținutele monocrome sunt extrem de avantajoase. Sunt foarte practice, în primul rând, că te ajută să asociezi foarte repede piesele între ele și, în al doilea rând, dau acea notă de rafinament pe care prea puține ținute din astea compuse din mai multe culori pot să o dea. Dar asta nu înseamnă că oamenii ăștia se feresc de culori destul de puternice. Roz, galben, portocaliu, verde, nu știu, albastru și așa mai departe, culorile astea clasice în trend. Nu se feresc de ele. Diferența mare o face momentul în care aceste culori sunt purtate, da? Pentru că nu o să vedeți oameni din genul ăsta, din categoria asta socială, nu o să o vedeți mergând în fucsia la biserică, da? Sau la un botez, sau chiar și la o nuntă de multe ori. Nu o să-i vedeți, pentru că nu vor să atragă atenția, nu este locul pentru așa ceva. Dar poartă și culori mai tari, mai puternice, mai țipătoare, da? Roșu, galben, cum ziceam, albastru, verde, da? Sunt, în schimb, evitate tot felul de chestii din astea de tipul tie-dye. Știți, combinații din astea de culori sau amestecături din astea ciudate de culori, astea sunt evitate. Apoi se pune discuția dacă în Allman Aesthetics intră tiparele sau nu. Intră, dar și în cazul tiparelor este foarte important când le porți, pentru că, în general, tiparele, de care ori fi ele, că vorbim de buline, flori și așa mai departe, au tendința să dea o notă puțin mai relaxată. Da? Deci nu veți vedea la un black tie prea multe tipare, da? Așa. Dar și iarăși este important
ce fel de tipare porți, pentru că nu merg orice tipare. În cazul tiparelor florale, pentru că acolo este, nu știu să zic, nucleul central, în cazul tiparelor florale, sunt tipare florale care nu sunt foarte aglomerate. În general sunt bine definite și sunt aerisite, așa sunt light. Să vedem dacă găsesc niște poze de la Oscar de la Rent, am văzut niște colecții, o colecție recentă, niște rochii superbe. Alea sunt cam tipul de tipare, genul de tipare care se poartă și arată bine și sunt elegante și sunt frumoase. Dar tiparele alea mici, aglomerate, foarte îmbâxite, pe fundaluri închise în mod special, alea sunt de evitat pentru că alea încarcă foarte tare, atrag atenția, de multe ori sunt obositoare și atunci nu prea se potrivesc cu ceea ce înseamnă Old Man Aesthetics, care înseamnă, cum ziceam, rafinament, eleganță, da, și educație. Și nu prea intră la categoria de rafinament un tipar din ăla foarte îmbâxit, așa, foarte aglomerat, foarte obositor. Apoi, că vorbim de tipare, trebuie menționat animal printurile. Animal printurile sunt de evitat cu desăvârșire, pentru că 1. Sunt excesiv de folosite și 2. Multe dintre ele fac exact opusul, arată exact opusul, și anume că sunt prea aglomerate, prea... nu sunt classy, da? Animal printurile nu sunt classy, oricine ce-ar zice, mai ales snake printul și leopard printul, nu sunt classy. Oricine cum ar da-o, no, nu, degeaba. Știu că vi s-a întipărit în minte că n-ar fi așa, că sunt foarte classy pentru că sunt clasice și atemporale, dar nu. Tocmai astea, pentru că sunt folosite foarte mult, nu. Și dacă ați mai văzut pe cineva așa purtând câte un animal print pe aici, pe acolo, da, încearcă să facă o chestie, încearcă să dea notă de bravură și să dea impresia că este foarte avangardist, dar nu. În general, animal printul nu merge cu Old Man Aesthetics. Apoi, un aspect iarăși foarte important, foarte, foarte important, sunt accesoriile. Și o să vedeți foarte puține persoane care fac parte din categoria asta de Old Man Aesthetics. O să le vedeți că se împopoțonează cu foarte multe accesorii. Da, regina, bine, acolo e regina și trebuie cumva, acolo chiar să și cere să aibă foarte multe bijuterii și să fie alambicate, că da, a fost o perioadă. Dar chiar și acolo s-au mai temperat, da, în casa regală, chiar și acolo s-au mai temperat. În general, persoanele care vin din această categorie socială au bijuterii minimaliste, discrete, prețioase, dar discrete, da? Nu o să vedeți niciodată cercei supradimensionați, brățări până aici, inele pe toate degetele, lanțuri peste lanțuri de toate felurile și așa mai departe. Nu o să vedeți combinațiile astea. O să vedeți lucruri foarte rafinate, de bun gust, minimaliste. Și asta tocmai pentru că nu vor să atragă atenția, nu interesează să demonstreze că au bani punându-și pe ei lanțuri, aur și așa mai departe. Este exact opusul manelărismului și cocălărismului care este la mod în ziua de astăzi în România. Și de-aia am mare atenție, pentru că nu o să-i vedeți pe oamenii ăștia purtând, cum ziceam, accesorii multe și mari. Iarăși, în ceea ce privește accesoriile, sunt de evitat accesoriile din lemn, din fildeș, din scoici, din pietre dubioase, din plastic, da? Astea arată cheap, ieftin, cât de ieftin se poate, arată rău de cele mai multe ori, combinațiile sunt destul de grotești și nu... se pliază pe aspectul ăla de rafinat, de elegant pe care îl au oamenii din categoria asta socială, știți, de elită. Și vedeți că la accesorii intră și unghiile, da? Pentru că ziua de astăzi accesoriile sunt considerate unghii. Apropo de primul punct, ăla în care vorbeam de cleanliness și de curat, unghiile se trebuie ținute la un nivel discret. Da? Nu, sunt accesorii, dar nu la modul că trebuie să spui ghiare din alea de 3 metri, ca cum își punea Cardi B, și nu fără tot felul de briz-brizuri pe ele, fără tot felul de accesorii de, nu știu, chestii legate de ele, fără să fie prea lungi sau în culori foarte dubioase, da? Chiar dacă acele culori dubioase, teoretic, se potrivesc cu outfit-ul, nu. În general, unghiile trebuie să fie discrete și rafinate și, iarăși, dintr-un aspect practic, în general, se merge pe culori destul de
normale, da? Decente. Și manicura este făcută la timp, nu la 6, 8, 10 săptămâni cum își fac unele persoane. De-aia mare atenție că, în general, un detaliu din ăsta micuț, cum ar fi un unghiile, o manicură, cum ar fi un machiaj mai strident, cum ar fi un parfum mai strident, te trădează că nu ești de acolo. Pentru că, again, oamenii ăștia nu au nimic de demonstrat nimănui. Au atâta siguranță de sine, de felul în care arată și de faptul că arată bine, încât nu au nevoie să demonstreze nimănui că arată bine, nimănui că au bani și nu trebuie să primească confirmare de la nimeni pentru ceea ce sunt ei sau pentru ceea ce au. Da? Și o să ziceți, bine, dar toate chestiile astea sunt foarte boring. Nu! Par boring pentru că noi am fost spălați pe creier să credem că trebuie să urlăm din toți plămânii, din toate perspectivele, da? De la haine, machiaj, accesorii, parfum, felul în care mergem, felul în care vorbim, noi trebuie să urlăm. Totul trebuie să țipe la noi, totul trebuie să fie extraordinar, totul trebuie să fie la un nivel exagerat, da? Și am fost spălați pe creier de media și de masele astea de a vinde și de tot ce înseamnă societate consumeristă. Dar prin discreție, în general, ești mai tare în evidență decât prin toate elementele astea care urlă din toți plămânii. Da? Și dacă stai să studiezi puțin aspectul ăsta al unui stil classy, da, sau clasic, dacă vreți, o să vedeți că o să aveți foarte multe lucruri cu care să jonglați și nu trebuie să arătăm toți la fel și nu va fi boring și nu va fi plictisitor și nu va fi, vai, Doamne, dar de ce să semăn eu cu celălalt? Păi da, când te îmbraci fix ca Kim Kardashian și te vopsești neagră în cap și mai sunt încă 100.000 de alte femei care fac exact același lucru, nu e același lucru? Nu e tot boring și nu e tot tras la indigo? Adică, da? Din contră, mie mi se pare că aspectul ăsta classy, timeless, îți oferă posibilitatea să jonglezi mai mult cu stilul tău și să devii individual, să-l adaptezi la tine, da? La personalitatea ta. Pentru că și oamenii ăștia în felul lor, chiar dacă au un aspect classy, să spunem, sau all money, cum vreți voi, ei în felul lor sunt oameni individuali cu personalitățile lor și lucrurile astea se pretează pe personalitățile lor, dar asta e diferența între ei și noi, că ei adaptează lucrurile astea la personalitatea lor, pe când noi ne adaptăm personalitatea la ceea ce ni se vinde. Știți? Adică facem procesul exact invers și este trist pentru că așa suntem ușor de manipulat când vine vorba de schimbare, de sezon, de trenduri și așa mai departe. Bun. Sperând că vă este util acest clip, vă mulțumesc că v-ați uitat, dați un like și un share, nu uitați să veniți și pe Instagram, vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!